Secretarul general al municipiului Rădăuț, Marinica Sofronie, a declarat că administrația locală rădăuțeană este pregătită pentru alegerile parlamentare de la 6 decembrie. Sofronie a precizat că cetățenii municipiului vor putea vota la aceleași secții ca în luna septembrie, când au fost organizate alegerile locale. În data de 6 decembrie, anul curent, vor avea loc alegerile pentru Camera Deputaților și Senatului. La nivelul municipiului Rădăuț, acestea se vor desfășura în cele 16 secții de votare organizate în vechile locații cunoscute deja de cetățeni, unde sunt arondați ca și la alegerile locale, nu sunt modificări față de arondarea anterioară. Secțiile sunt numerotate de la numărul 100 la numărul 115. Campania electorală se desfășoară și în acest moment. Primăria a asigurat locurile speciale de afișaj electoral într-un număr de 11 locații pe toată raza municipiului Rădăuț. Cu privire la măsuri speciale ce vor fi luate pentru prevenirea răspândirii virusului, infectării cu virusul COVID-19, primăria va asigura personal tehnic de specialitate medicală pentru monitorizarea temperaturii, pentru punerea la dispoziție de măști pentru cei care nu se prezintă fără a avea asupra lor și dezinfectant. Sperăm să nu fie alte probleme și alegerile să se desfășoare în concordanță cu legislația în vigoare.